Foarte mulți mă întrebați cât durează construcția unui parc fotovoltaic. Un hectar, respectiv echivalentul 1 megawatt parc fotovoltaic, se construiește în aproximativ o lună și jumătate. Apoi mai durează testele aproximativ 3 până la 4 săptămâni și apoi urmează punerea în funcțiune, adică racordarea, încă o săptămână, pentru că sunt niște formalități de îndeplinit cu distribuitorul local. După care distribuitorul local și-a amplasat deja contorul pe stâlpul de racordare și începem facturarea. Bineînțeles că noi până atunci trebuie să avem un off-taker, adică un cumpărător de energie. Fie ne adresăm direct distribuitorului regional care să ne cumpere energia, fie o vindem la un utilizator final, o fabrică mare, CFR-ul, Portul Constanța sau chiar în sănătate, sau dacă nu, o vindem la un broker care adună din mai multe surse de energie și o comercializează pe bursă.